Cred că ați reținut mesajul principal adresat de Apostolul Pavel tuturor cititorilor epistolei sale către galateni. Mântuirea omului este posibilă prin har, prin credință, iar viața creștină se trăiește doar prin har, în credință. Nimic nu trebuie deci adăugat harului și credinței. Sângele lui Iisus Hristos este resursa curăției și puterii noastre. Pe de altă parte, deși liberi, creștinii sunt miza și terenul unei teribile încleștări. Carnea și Duhul sunt într-un conflict ireconciliabil de fiecare clipă. Și tot Iisus Hristos este garanția că vei răzbate prin acest război. Ca să știi cum trebuie dusă viața creștină liberă și biruitoare, prin Duhul, e bine să știi care sunt și cum arată faptele firii. Lista lor este în Galateni, capitolul 5, de la versetul 19 la 21. Dar nu este o listă completă. Aceste fapte ale cărnii reprezintă ce faci tu. Duhul lui Dumnezeu produce în tine roduri care denotă ce ești tu. Secretul rodirii este supunerea totală și necondiționată Duhului Sfânt care locuiește în tine. Când și dacă te vei pune cu totul la dispoziția sa, El va produce în tine roada sa. Redată în versetele 22 și 23 din Galateni 5, adică dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Sunt acestea în creștere în viața fiecăruia? Trebuie să ne cercetăm și să știm în orice moment ce fel de roade produce viața noastră. Cheia de boltă a acestui pasaj o reprezintă versetele 24 și 25 din Galateni 5. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Am încheiat citatul. Lepădarea de sine înseamnă răstignirea firii pământești. Duhul te ajută în această dureroasă renunțare. Și dacă ne predăm cu totul Duhului, El ne va învăța cum să practicăm umblarea doar prin Duhul și vom înainta efectiv în pofida necazurilor, lipsurilor, încercărilor, problemelor. Este un proces de învățare, de acumulare, de creștere. Poate fi și dureros. Dar până la urmă, a umbla înseamnă a muta un picior înaintea celuilalt, nu? A face un pas după altul. Uneori mergem pe înălțimi, alteori ne împiedicăm. Și umblarea duhovnicească se învață în același mod. Prin încercări, eșecuri, probleme, umbli, aluneci, te ridici, înaintezi, continui, încerci, nu te dai bătut. Dorești să umbli prin Duhul Sfânt? Până la urmă, asta este întrebarea. Iar dacă răspunsul este da, de ce să nu începi de pe acum? Vei înainta și vei progresa pe zi ce trece. Tot ce ai de făcut pentru început este să cultivi obișnuința de a gândi despre firea pământească ca fiind răstignită pe cruce și de a te hotărâ să o lași țintuită acolo. Asta te va curăța și de gânduri de mărire sau de laudă de sine, ceea ce Pavel numește aici, în versetul 26, slavă deșartă. Și te va ajuta să pășești pur și simplu prin credință în puterea Duhului Sfânt care te asistă credincios, imperturbabil și generos. Gata să-și lase viața sa să curgă prin tine. Viața creștină nu este un balon aerostat care tot urcă spre ceruri, ci este mai degrabă o umblare zilnică, punând, cum am spus, cu răbdare și încredere, un picior înaintea celuilalt, în dependență totală de Duhul Sfânt.